Continuăm mai departe cu povestea fetei care dorea o casă, o mașină, o familie, un copil cu cineva, dar familie cu altcineva. Pentru că a avut tangențe cu, hai să spunem, câini, pisici, papagali și toate cele. Cum am spus în viață, nu este același lucru cu m-am dus la magazinul de animale și am cumpărat sau înfiat sau adoptat un papagal sau un peruș sau o pisică sau un iepure sau niște pești sau câini, hamsteri și toate cele. Nu este același lucru. Bun, dar mai există și o altă variantă. În ziua anunții poate să vină deja bolțoasă, hai să-i spunem, însărcinată, sau cum vrei să-i spui. Interesant, nu? Practic, în ziua anunții, după ce a făcut căsătoria civilă, căsătoria religioasă, restaurant, fotografii și toate l-a amețit pe amețitul. Așa. Vine însărcinată cu cine nu trebuie, pentru că a făcut copil cu cine a dorit și familie cu cine a dorit. Doar așa e în viață. Nu. De aici iau un pic, de dincolo un pic, 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 și până la urmă se face ca ormanul de frunze pe care măturătorii pe stradă le adună frumos ca să le pună în saci și să le ducă să facă din ele compost. Interesant, nu? A? Foarte interesant.